Mergem la următorul meu invitat, care este un om căruia îi place să-și păstreze orizonturile deschise. Îl cheamă Radu Itu, e model, dar și designer de pălării. E designer de pălării, dar și instructor de fitness. E instructor de fitness, dar nici asta nu este îndeajuns. Omul ăsta vrea să fie primul ninja warrior din România. Aseară, dacă v-ați uitat la emisiune, v-ați uitat, nu? S-a calificat în semifinale. Îi vedem prestația, iar apoi îl chemăm aici în platou să-i aflăm povestea. Priviți! Seara este deschisă la Ninja Warrior România cu eleganță și cu pălărie. Sunt aici cu prietenii lui Radu, foarte gălăgioși de altfel. Sunt Radu, am 26 de ani și crez pălării. Și moda îmi curge prin vene. Fie că pierzi, fie că câștigi, important este să ai stil. Și așa că jos pălăria. Start pe probă. Vrea să ne facă să spunem jos pălăria în fața lui Radu Itu, 26 de ani. Parcă seamănă puțin și cu Johnny Depp în rolul pălărierului nebun, dar nu, aici este Radu Itu să nu fie în rolul Johnny Depp, adânc la apă. Iată, nu este, a reușit să treacă deocamdată de primul obstacol. Stai puțin că avem lacuri multe. Inelele pe care trebuie să le transporte dintr-unul într-altul, dintr-o piedică în cealaltă. Nu, se uită în jos, ăsta nu e un semn bun. S-a uitat și mai devreme, atunci când... Hai Radu, cât să rezistă? S-a uitat ironic la apă. Eu sunt de părere așa, că orice s-ar întâmpla, zâmbește, capul sus și merge înainte. Al treilea care intră în concurs pe această parte a selectaților către drumul spre semifinală, Radu Itu. Dacă am ajuns în final, am obiectiv să ajung în final. Dacă am ajuns în final, pot să plec acasă. Sară bine să prindă Elicea, să o învârtă și Funia vine și ea la locul ei. Ce l-așteaptă? Scara de urgență. O dată, de două ori și de trei ori. Nu, este suficient, Radu, dar vrea să ajungă cât mai aproape de OZN-uri, de farfuriile acestea zburătoare fixe. Din nou brațele nu l-au ajutat. Căzătură! M-am grăbit. Pur și simplu, graba strică treaba uneori, dar în semifinal o să trec mai departe. Foarte tare omul, iar acum îl poftim în platou alături de noi pe cel care a fost la Ninja Warrior și l-ați văzut aseară, Radu Itu, iar acum vă anunțăm că este și în semifinală. A, e bine, era în tematică. Te rugăm frumos să iei un loc, Radule. Care e porecla ta? The Wild Hatter. Adică pălărierul sălbatic? Da. Bravo, mă, foarte tare. Ce a fost? De ce n-ai mai putut la inelele alea? Pentru că mi-au obosit brațele, nu știu. De acasă m-am uitat. De acasă pare ușor, zice. De acasă pare super ușor. Am primit mesaje pro și contra, că dacă eram eu, treceam. Da. Îți dai seama că întotdeauna lumea care se uită are impresia că e mai ușor de depășit fiecare obstacol. Dar de fapt îți obosesc brațele. Și lumea nu știe că stai în backstage câteva ore până să ajungi, că sunt foarte mulți concurenți. Adică, practic, nu ești încălzit suficient, nu? Te încălzești în backstage doar. Dar te răcești până intri. Dar te răcești, nu? Și aici sunt și emoții, sunt și camerele alea pe tine. Și apropo, felicitări echipei Ninja Warrior. Bă, senzațional show, senzațional. Da, senzațional. Eu și familia mea suntem fani, adică David în fiecare duminică seară cu Eva pe canapea, ne uităm acolo la Ninja Warrior. Sunt curios dacă se uită și Andra. Se uită și ea, când are timp, da. Dar să știi că și Andra și copiii se amuză foarte tare când cade câte unul în piscină și se roșește apa aia. Eu am căzut în picioare, deci a fost ok. Bun, oameni buni, el este Radu, este pasionat de pălării, pentru că și confecționez foarte multe pălării, nu? Ți-ai făcut un fel de business. Da, mi-am făcut așa, am vrut să fiu un antreprenor și am fost așa pe o insulă, plecat. Ai fost în Bali, nu? Da, am fost în Bali, am stat o perioadă acolo și am tot explorat insula, să zic așa, și am cunoscut un meșter acolo, care era în vârstă, cred că trăiește, nu știu, nu mai știu exact, și mi-a zis așa, de la ce look, așa wild, așa, și mergi la tine în țară și apucă de pălării. Am ajuns în țară, m-am dus la o prietenă, la o domnișoară,
nu mai vorbește cu mine, nu știu de ce, în fine. Și după care m-am dus la un meșter de 90 de ani și am mai învățat și pe la el și am și zis să... Și ai început să faci, pălării, să faci o afacere din treaba asta. Da, 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 da. Bravo ție! Trebuie să le spunem oamenilor că Radu, oameni buni, este și surfer, nu? Da, motociclist? Da, sunt zilnic pe motor. Doar că de data asta am venit cu mașina, pentru că nu puteam să-mi pun pălăria pe motor, nu știu, sau mi-o la vânt. Și da, stai un pic, că ești, faci și scufundări, faci bungee jumping, de da, toate. Da, îmi place adrenalina la maxim și îmi place să călătoresc. Și vă dau și vouă sfatul acesta să călătoriți peste tot în lume. Pe unde ai călătorit? Păi în zona asiatică mai mult. În zona asiatică? Da, în Thailanda, în... Da. Fii atent, la Ninja... A fost și în Africa. La da. Ninja Warrior premiul este 100.000 de euro. Da. Ce faci dacă o să câștigi? Ce o să fac? Păi o parte o să investesc, o parte o să dau, pentru că și am fost ajutat și sunt în continuare ajutat, și o parte o să călătoresc, o parte. O parte să călătorești, pentru că ați auzit ce v-a zis omul ăsta, cel mai important este să călătoriți dacă vreți să aveți cât mai frumoase amintiri, nu? Da, corect. Și te dezvoltă foarte mult. Dai un pic pălăria, te rog frumos. Asta e făcută tot de tine? Da. Cât timp ți-a să faci o pălărie? Păi depinde. Depinde de material și de cam o săptămână așa. Două săptămâni. Altă treabă, tată. Altă treabă. Îmi stă bine. Plantă? Da. După emisiune mergem la surf? Da. Aici, pe Dâmbovița. Foarte... Câte pălării ai? Câte am acum? Da. Păi cam 10, pentru că eu mai fac și dau. Fac, ai dau. 10 pălării? Fii atent, adu-le săptămâna viitoare și în fiecare zi să am câte o pălărie de la tine, la emisiune. Ok. Nu mi le dai de tot, ți le dau înapoi, doar le por la emisiune. Ok. Dar da? Trebuie să-și dau mărimea, ca la podului, capului. Nu, e mergi. Nu, mie mai crește capul de la o zi la alta, dacă mai vine câte un păi ansamblu. Ești și deștept și de-aia. Da, bravo mă, Radule, mă. Ai stat aproape de mine și ai văzut treaba asta. Păi ne știm de ceva timp. Că... Da, exact, ne știm de ceva vreme. Felicitări de săptămâna mulțumesc viitoare, oameni buni. O să apar pălărielul Măruță la emisiune, pentru că în fiecare ediție o să port o pălărie de la Radu Itu, semifinalist la Ninja Warrior. Mulțumesc mult. Ești foarte tare și bravo ție, felicitări. Și tu la fel și succes familiei tale. Perfect, mulțumesc mult, succes în semifinală. Succes. Iar voi, fetelor, dacă vreți să-l căutați pe Radu pe Instagram, este... Radu Itu. Radu Itu. Da. Radu Itu. Like, mesaj și... Și Doamne ajută!